Bună ziua, dragii mei! Astăzi vreau să vă prezint o rețetă de socată. Pentru că vin căldurile și ce bine este când stă la umbră și servim un pahar de socată sănătoasă și bună. Ei bine, pentru rețeta noastră avem nevoie de următoarele ingrediente pentru compoziția acestora. Avem nevoie de apă într-un borcan de 5 litri, 6-7 fire sau flori de soc, 2 grame de drojdie, jumate de kilogram, 500 de grame de miere de albină proaspătă extrasă, nu de mult. De asemenea, avem nevoie de 4 lămâi, 2 feliate și 2 stoarse, obținând sucul acestora. În cele ce urmează, mierea de albine o voi pune în această compoziție de apă, amestecându-o. Aici poate diferi în funcție de preferințele fiecăruia. Dacă vrea mai dulce sau să obțină un alt gust, va pune mai multă miere de albină. Noi vom pune 500 de grame de miere de albină. După ce voi pune toată mierea de albină, voi amesteca, omogeniza bine această compoziție. După ce am dizolvat bine mierea în apă, vom pune drojdia, 2 grame de drojdie, nu mai mult. De asemenea, amestecăm. După ce drojdia se dizolvă, vom pune sucul de lămâie. Dar vreau să fac încă o precizare. Unii nu preferă drojdia și aceasta se poate înlocui cu boabe de orez sau cu stafide. Câteva boabe de orez sau câteva stafide. Vom pune sucul de lămâie. Iar acum vom pune florile de soc. 6-7 flori de soc, care cât dorește în funcție de gust și preferință. Să fie bine, da, să fie bine curățate, să n-aibă purici sau gândaci. De asemenea, amestecăm. Iar acum vom completa cu apă până sus. Suficient. Să știți că este mai bună decât oricare alt suc care îl luați din magazine. Este un suc natural și sănătos în același timp. Cu miere. Unii folosesc zahărul, dar indicat este să folosim mierea de albine. Și la copilașii noștri, bine ar fi să le dăm miere și suc. Dați miere la copii, nu dați banii pe prostii. Da. Socată. Iată că am pus lămâile. Mai amestecăm puțin. Nu este. Mai este. Și să știți că socata noastră este gata. 3 zile. O punem la soare, iar după 3 zile o strecurăm, după care o punem la rece în sticluțe, în frigider și tuturor le dorim poftă bună și multă sănătate tuturor. Vă mulțumesc că ați urmărit rețeta aceasta, să o faceți și dumneavoastră, că este benefică pentru organismul nostru, pentru sănătatea noastră. Doamne ajută tuturor!